Dincă le-a descris în mod total diferit pe cele două fete, deși felul în care le-a răpit de pe stradă a fost similar. Pe Luiza și-o amintește desculță, dar zâmbitoare. A creionat-o ca pe o fată matură care stă în casă. În schimb, despre Alexandra Măceșanu spune că era o copilă tristă. Era gata să plece, cu Adida și în picioare. Imaginea ar putea avea legătură directă cu faptul că la întoarcerea acasă, după ce fata sunase la 112, bărbatul a găsit-o lângă ușă cu dorința de a părăsi casa. Anchetatorii au descoperit în casa lui Gheorghe Dincă un carnețel, în care acesta își nota gândurile. Printre altele, presupusul criminal a scris că vrea să aprindă o lumânare pentru cele două fete, cu toate că acesta nu regretă nimic. El le percepe ca atare, ca și fapte. El nu le percepe ca niște ființe care au făcut parte din viața lui. Aici este vorba de modul lui de a se manifesta. E o refulare, e o scăpare din mediul lui, din lumea în care el a trăit. El a căutat undeva să suplinească lipsa soției, într-un fel. Și l-a găsit pe aceste fete. Așa a considerat el că poate își satisface o fantezie sau ceva. Interesant în economia cazului este modul în care complicele lui Dincă a intrat în povestea sechestrării Luizei. Gheorghe Dincă susține că Fane a apărut la el la poartă exact în momentul în care a intrat în curte cu mașina în care era Luiza și ar fi cerut să-i dea tutun. Dincă s-a speriat și a cerut să stea la poartă până se duce să aducă tutunul. Doar că atunci când s-a întors, Fane era în curtea lui și se uita la mașină. Luiza țipa, iar atunci Fane a spus că vrea și el să profite de fată. Dincă i-a promis că va permite și lui să întrețină relații cu fata răpită. Luiza l-a rugat pe Dincă să nu o dea vecinului, iar în acel moment Dincă l-a amenințat pe Fane că l-o moară dacă spune cuiva. Ce ați citit? Ce ați văzut? Nu, nimic. A venit acel raport de la FBI. Ce scrie în el? Negativ. Deci ce s-a spus la televizor exact am... Nu s-a putut scoate niciun ADN, că erau prea calcinate oasele. Declarațiile care nu, care a trebuit, declarația lui Arete, cu scrul lui Dincă, nu, acestea iară nu le-am văzut. Eu cred că vor să fracționeze acest dosar, să-l fragmenteze, să poată să trimită în judecată numai pentru infracțiunea de omor, atunci să se poată ajunge la o înțelegere cu judecătorul și să beneficieze de două reduceri de pedeapsă, pentru că nu este vorba de sancțiunea detenției pe viață și acolo nu se poate ajunge pentru a nu se administra probe, urmând să nu se mai administreze probe și după aceea Dincă să fie cu probele anulate în instanță și să fie eliberat. Credeți că butoiul acela era artizanal? Acela era un butoi produs la serie. E clar! Putea să fie și în alt butoi, dar în butoiul acela e clar că nu au fost arse corpurile și aici este și motivul pentru care procurorii au distrus proba. Ați fost citată să veniți aici să ridicați certificatul constatator de deces al Alexandrei. Nu vrea familia să accepte că Alexandra Măceșanu este moartă? Păi de ce ar trebui să acceptăm? Pentru că așa vrea o anumită structură? Nu sunt probe care să demonstreze că Alexandra este moartă. În proporție de 99,90% spuneam că acel raport arată că acele oase din butoiul lui Dincă aparțin Alexandrei. Nu are cum să aparțină Alexandrei, pentru că știți destul de bine, acele oase au fost calcinate și din ele nu s-au putut extrage ADN. ADN-ul s-a extras dintr-o jumătate de dinte. Bineînțeles că putea fi pus acolo, puteau oasele să fie puse de Dincă din alte morminte. Încă foarte multe contradicții în acest dosar, iar domnule avocat, o să avem nevoie de expertiza dumneavoastră. Până la urmă, nici familiile, nici avocații cumva nu vor să creadă că cele două fete sunt moarte. Pe de altă parte, însă, vin procurorii și aduc probe.